Vă aduceți aminte că anul trecut am ales împreună 12 destinații din București și din împrejurimi care merită descoperite și vizitate? La fel au făcut și colegii de la toate studiourile regionale din țară și astfel s-au născut cele 100 de destinații de poveste din cadrul campaniei Eu aleg România. Poate pe unele le știți, poate pe altele nu le-ați vizitat încă, poate nu știți de focurile vii de la Andreașul, de Tunelul Dragostei, de pietrele care cresc din Oltenia și mai sunt multe, multe altele. București FM vă invită la expoziția de fotografie Eu aleg România, care s-a mutat aici, la Palatul Voievodal de la Curtea Veche. El însuși un obiectiv turistic deosebit pentru că este cel mai vechi monument medieval din București. Veniți neapărat cu ceva de notat, veniți poate cu telefonul să puteți înregistra pentru că aici aveți idei pentru 100 de călătorii de vacanță și vara este foarte aproape deja. Și încă ceva, o surpriză, campania Eu aleg România continuă și anul acesta. Tema, n-am să vă spun încă, o să vedeți, va fi cel puțin la fel de interesant, rămâne să descoperiți, urmărindu-ne pe 98,3 și online pe bucureștifm.ro, începând cu luna august.